Deci o introducem în sânge, mai normal, la raze de X nu se vede sângele. Dar substanța de contrast când circulă prin sânge, se vede pe unde o ia. Și din venă a urmat toată circulația și a ajuns o parte din substanța de contrast la creier. Normal, s-a dus în toate organele pe unde merge sângele. Dar a ajuns o parte și la creier. În timp ce îi se injecta substanța de contrast, i s-a spus creștinului, credinciosului, creștin, să mediteze la numele lui Dumnezeu. Să se roage la Dumnezeu, să mediteze la Dumnezeu, să-L invoce pe Dumnezeu în gând cu ochii închiși. A închis ochii, a început să gândească la Dumnezeu, să mediteze, să roage. Medicul îi injecta lent substanță de contrast. Și după 12 minute de rugăciune, i s-a scanat din nou circulația la creier și a fost foarte mult ameliorată. Culoarea roșie, pe scanerul Doppler, adică care dă culoare, arată că este mai mult sânge. Deci, în timpul rugăciunii, pacientul a primit o putere. Amin. A venit mai mult Duh Sfânt. A venit mai mult Dumnezeu în el. Circulația la creier i s-a îmbunătățit. Ce înseamnă mai mult sânge la un organ? Înseamnă mai mult oxigen, mai multă păpică pentru organul respectiv și că organul funcționează mai bine. Amin. Creierul nostru, după rugăciune, funcționează mai bine. Aleluia! Vă citesc din Iacov, scrie aici, este vreunul dintre voi bolnav, apropo ce a făcut fratele pastor, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, dar Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unor altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin.